Salutare oameni buni și bine v-am găsit la primul episod de FIFA 21 de pe acest canal, dragi oameni buni, astăzi ne aflăm la FIFA 21 Și vreau să-i mulțumesc prietenului meu minunat, uh, Filip, care bineînțeles că și-a luat FIFA înaintea mea și uh, l-am instalat și eu, practic, pentru că cam peste o săptămână o să mi, o să -mi leau și eu, sper să am bani, uh, așa că el a fost primul da. care, Opa, care ne-a dat, ne dat aici voie să jucăm și să începem o carieră pe 21. Așa că, dragi oameni buni, astăzi începem un mare Road to Glory. Avem și web la acest la acest video, pentru că v-am întrebat pe, pe Instagram dacă vreți să punem web la acest videoclip, fiindcă am găsit acest webcam în casă, cumva, care are 60 de frame-uri, adică se poate vedea că se mișcă, testul de ochiul mâna mea. Uh, și am zis să vedem cum cum să aici cu un cu un micuț web. Așa că... Mă, cum arată băiatul ăsta? E casă să nebunesc. Să nebunesc dacă nu e casă. Nu știu dacă o să găsesc eu uh, un băiat... Uh care Să se la păr cu mine Aici vedeți că eu am părul Teoretic părul meu nu e creț Dar practic îl fac eu creț Și știu că lumina nu e foarte bună uh, Am o lumină galbenă Momentan lumină Pe care o să o schimb Cel mai probabil săptămâna viitoare Fiindcă mi-am dat comand Deja de, de o lampă Destul de ok Și o să avem lumină rece which, which is very nice O să fie chiar destul de bine Dar momentan am o lumină galbenă Care nu e tocmai ce, ce trebuie Și pe chestia asta îmi pare puțin rău Dar Tot Tot, tot cred că e destul de ok Să zic așa Aici anume, o să ne punem numele Abdul Alah. Because why not? Because why not, chat? Because why not? Mi-e greu să cumva mă uit la mine gen pe OBS și mi-e greu să mă uit în cameră care e acolo și gen, mă uit în partea aia unde e OBS E, e, e foarte citat, ok? E, e foarte citat, e prima oară când fac, uh, când fac webcam, așa că uh, trebuie să mă înțelegeți. O să fim arabi, frate. O să fim arabi. La face nu pe am treabă, facial hair, e... Ok, că îmi place gen cum este stă lui ăsta cu barbă. Mie nu mi-a mie nu mi așa, sincer, să fiu cu voi. Bă, sincer, arată ok. Chiar arată ok, chat. Chiar arată destul de, de ok. Bun. Dăm advance. <coughs> și echipa cu care vom face carieră, dragi mai mulți, sau Road to Glory, dacă putem spune așa, va fi nimeni alta decât... Să mă dacă nu mai găsesc nimeni. Turcu, nu. Victoria Kion. Victoria Kion, chat. Victoria Kion va fi echipa cu care vom începe prima carieră pe FIFA 21. Așa că hai să vedem. Workle 4000 euro. Competițiile săm. Uh, ce, ce de în player strict negociat transfer. Strict nesu negociat transfer. Nu mm. mm, ne neapărat. International job offer. Chiar dacă nu cred că o să merg eu pe naționale. Oh uh, puteți să ne alegem, puteți să ne stadionul chat. Which is very nice. Cel ai de 42.000, 53, 66.000. El Libertador, putem juca pe Libertador, ok. Nu o să vreau să fac chestia asta. Capacitate de 12.000... Forest Park Stadium. Asta n-ar fi rea, fi sincer, bine, aș vrea să-i schimb, să numele. Punem aici... Sfântul... Allah. Sfântul Allah, o să... O să, o să lăsăm așa, ok? Apply and exit, bun. Și cam asta o să fie prima noastră carieră la FIFA 21. O să fie o carieră destul de lungă, pentru că, fiind de glorie logic o să fie destul de lungă, dar, totodată, o să fie, zic eu, și destul de interesantă. Eneba este sponsorul lui de astăzi, care, desigur, după cum bine știți, Eneba... Uh... Este un site care vă oferă de la jocuri până la DLC-uri, aplicații și tot ce mai vreți voi la un preț destul de avantajos. Este un site 100% legit de aici, îmi cumpăr și eu toate jocurile pe care mi le cumpăr și sunt chiar super, super mulțumit de site. Desigur, nu uitați că aveți codul DANIBH care vă poate oferi o mică reducere acolo dacă vreți să-l să, -l, să -l folosiți, vă scutește de, de niște taxe. Așa că, ce pot să vă zic, dragilor, cam atât a fost și cu acest, cu acest anunț și vă urez vizionare plăcută în continuare. Și cam mai ar fi treaba. Avem o competiție aici, și cred că mergem în asta de 2 milioane. Zic că ar fi cea mai profitabilă dacă chiar e să, să, obținem ceva de prin ea. Și stați așa un pic să îmi pun eu aici să văd și eu sunetul. Perfect, bun. Și e prima oară când, când aterizez în, în meniul ăsta de la FIFA 21. n-am mai făcut absolut nicio carieră, adică cred că ați văzut. Fite, aici a avem pe... 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 Pe Abdul Alah. Am și uitat cum îl cheamă, deci ești ne Dar uh, e foarte bine, e foarte bine. Chiar uh, chiar că o să ne scurcăm destul, destul de bine în cariera asta. Hai să mergem direct, să ne uităm la Squad Hub. Uh, ok, ne apar niște chestiuții pe aici. Și avem așa, uh, Milț. 30 de ani, 67 overall, ok. Vez care e la 30 de ani, 65. Bank a, ah, bine E împrumutat, mă glumești Bank so, ok Hold house E ok, 25 de ani, 65 overall Rossman, care e central și care nu, prea. nu știu cum, cum, cum tădeam să văd, să mă răgea. Mergi? Ah, uite aici, ok Deci are, are 64, deci înalt, e ok, e ok 61 noi avem aici un băiat din bosnia Herzegovina, uh, Hajrovic, mă, să moară și ce, ce nume au. Lanius Fritz. Îl avem pe Alexander Hook, care e fundaș 18 ani, 54 înălțime. Hmm. Ok, deci pe Hook s-ar putea să-l să în la S-ar putea să ne ajute destul de mult. Ok, lor e destul de ok, băiatul. Clefi, 69 overall, 20 de ani. Nu se prezintă rău. Coeto, 24 de ani, 63, overall. Deci, polonezul. Ce mai avem pe aici? 20 de ani, 59, overall. 5-7, rămâne Right, care are viteză este de bună, Agility Balance și Sprint Speed ok, deci uh, blog ne-ar putea ajuta, dacă stau să mă gândesc uh, Ideea e că oricum o să trească să mă uit. Rhys, 30 de ani, 71 overall Care deja intră în zona atacanților pe acolo Presupun că nu prea mai are, Dan în viteză nu prea are uh, Bunjacu, Kosovo, 36 de ani, ok Ok pe Jamaica, 24 de ani, 60 overall. Și la avem și pe băiatul asta, Tiele, 28 de ani, 64 overall. Deci, în principiu, să fiu sincer cu voi, cred că ne-ar cam trebui un, uh, un atacant. cred că ne-ar trebui un atacant. Hai să vedem. Formația, cred că o să joc un 4-3-3 atac. O să încercăm un 4-1-2-1-2 narrow Cred că o să încercăm formația asta pentru început. Hai să mergem aici să căutăm rapid Transfer status free agent Position Goalkeeper def, Mid attack Ok Și vreau să mă uit la Atac Aici să vedem Cam ce atacați sunt Deci pe băiatul ăsta Dink Care are 16 ani pea <laughs> Nu e rău Nu e rău să Sama Dar sunt cam toți bătrâni pe aici Să nebunesc Uite un indian Ok Ragavan TACAR hmm. Acceleration Sprint, Pistamina, Grecian Jumping, Agility 23 de ani Băiatul ăsta n-ar fi rău și mai poate crește puțin Piri Soiri Piri Soiri, dude Acceleration puțin, Balance position, eventual îl putem lua și pe Piris ieri, dacă chiar e până acolo. Deși nu știu ce să zic. Avem băieți aici la Academie, chat. Potențial 88, 81 și 94. Bogard, olandez. Potențial de 84 e cât de 65. Dude. good. Hmm. Și-au promovat senior team. Trebuie să le iau și pe portar. Libor ceh, Asta nu e cumva regenul lui, ceh? Uh, lui Czech. Cred că fix el nebun. Cred că e fix regenul lui ceh Dar are potențial destul de bun. Nu știu dacă îi dăm promotul to senior. Ia. Dar, cred că dacă așa era, nu? Că dacă dai promotul senior team ar trebui să bagi aici. Da, exact. Și atunci ce portar avem noi? 67.000 liți. o să joc cu ceh. Vreau să, vreau să văd cum, cum joacă cehul meci. Hai să ne uităm de un scouter, ceat. Avem un scouter aici. Și dacă stau să mă uit, cred că mai putem achiziționa unul. Un scouter bun de vreo 2 milioane. Christoph Mouton. Ia să vedem. Ia să vedem. setup Scouting Network. Îl putem trimite... Uh, hmm. Fiu sincer cu voi, l-aș trimite în Brazilia. Chiar l-aș trimite în Brazilia pe, pe omul ăsta. Trimit 6 luni? Nu, îl trimit 3 luni. Ok, deci pe l-am trimis 3 luni în Brazilia și pe omul ăsta l-aș trimite... aș trimite undeva prin Europa. Dar nu prea știu exact pe unde l-aș trimite. Cred că tot prin Olanda, ceva de genul. Hai să vedem Netherlands și dăm acolo să meargă și el 3 luni. Și punem scouterii pe treabă direct să ne, aducă jucători aici. Ok. Iar noi mergem să-l semnăm și pe Soiri pentru că mai avem nevoie de un jucător acolo în atac și cred că Pirisoiri ne poate, ne poate ajuta chiar foarte, foarte bine, zic eu. Așa că hai să vedem. Ok, vrea 2100 și vrea 18.000 pe mine semnătură. Vrea ceva mai mult, dar l-am semnat, e ok. El avem și pe pirisoile semnat. Și de putem spune că avem un atac nou. Așa că îl putem pune și pe pirisoile și... Uh, Bogard, care... Wow, are fizic, deci e și nebun. Deja are fizic băiatul ăsta. Să-l punem acolo. Să-l punem acolo pe partea de câbă. Și chiar, Chiar avem uh, avem ceva jucători de antrenat, chat. Chiar, uh, chiar avem acum, nu știu exact. Top deal, let's deal, ok. Nu știu exact uh, cum funcționează chestia asta cu antrenamentele. Mă gândesc că... Uh, gen... De fapt, că sunt pe acolo băgați în antrenamente, așa că mă gândesc că ar trebui să fie ok totuși. Acum nu știu ce să zic, dar vedem și dacă dai cum ar trebui să A, ah, ok, deci se dă automat de, de chestia aia. O să încerc eu să câștig cu Trazor. Cam, cam asta ar fi obiectivul meu, să câștig cu treză. Avem echipa asta, uh, Czech, Holthaus Holtaus, cred că Holthaus, se ai Hook, uh, Bogard, uh, Gottschlig, Lork. Kuto, uh, Leverenz, Handel, Takar și Soiri. Piri Soiri. Așa că hai să mergem la meci, Primul meci în FIFA 21. Bun lume, iată aici. Vedem uh, un jucător, cred că e jucătorul celor de la Orea lor. Nu știu ce să vă zic exact, dar oricum, arată bine, niște bun. Arată bine stadionul. Chiar arată bine. Sfântul Allah, jucăm la noi acasă, primul meci la noi acasă, debutăm pe stadionul nostru pe Sfântul Allah o să, bă, o, să, o să fie mișto Ok, deci noi suntem în echipamentul roșu, începe meciul Chiar, chiar sunt curios să văd ce, ce reușim să facem, ești nebun? Avem primul meci cu Dresden Să vedem cum, cum o să fie Deja am pierdut mici, genial Să vedem, este o pasă acolo în bandă către Lothouse Lothouse, hai să vedem nu o să centrez pentru că nu știu cum funcționează centralele. Este o pasă în care eu și este 1 la 0. 1 la 0 pentru victoria Chion, oameni buni. Uh, Handler marchează. Bine, bine, ești nebun, bine. 1 la 0, un atac destul de ok. Nu, nu așteptam să găsească pasă acolo, că că va pasa puțin mai în spate, gen. Dar e chiar foarte bine că a găsit pasă acolo. 1 la 0 pentru victoria Kion. 1 la 0. 1 la 0, chat. 1 la 0. Handel, iată, marchează primul gol uh, de când sunt antrenor aici. Adică marchează primul gol din cariera asta, mai, mai bine zis. Primul gol din cariera asta este marcat de Handle Așa că hai să vedem cum vom gestiona și următoarea parte a meciului. Și să vedem, este o pasă foarte bună către Takar. tacar se duce foarte bine, tacar, Takar șutează, tacar, 2 la 0 pentru victoria Chionului. Ce se întâmplă și de bun. Dresden. Momentan e la, e la pământ Dresden. Suntem campioni, chat, suntem campioni 2 la 0 în acest match 2 la 0 2 la 0 Pasează aici cei de la Dresden Te o minge acolo Bine Nu, nu e bine 2 la 1 Ceh încasează un gol Un gol ușor, dar nu putem să-i reproșăm foarte multe pentru că Are 57 overall Unlucky uh, Unlucky Bă, nu mi se vede ciocul mm, Asta este Nu mi se vede ciocul de braț A, a luat un gol chiar ușor Ceh aici Dar uh, 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 Da Porta cu experiență o scotea Ta, da, nu ceh Asta este E tânăr O să O să, să O să aibă și el experiență Oricum momentan este 2 la 1 Suntem oricum acolo Suntem încă în grafic Bun, este o minge către ceh. No. Fuck dead. No. Fuck dead. 2 la 2. 2 la 2. Dinamo Dresden egalează. Și cred că a venit, a venit momentul pentru schimbare acolo. O să... Nici nu știu, o să las pe Piri Suiriu să scope tacar și o să intre S-a întrebat ăla după care la mijloc aș vrea să-l schimb, de fapt Nici nu prea am pe cine să bag la mijloc, ok, o să facem doar o singură schimbare Pentru că timp să dăm gol mai avem, o să mă dau puțin pe attacking Să vedem dacă reușim, ar trebui să reușim să dăm un gol Dar rămâne de văzut Sper este că se atacă aici și poate fi aici o fază foarte bună O fază foarte bună, 3 la 2 3 la 2 Intrăm din nou la avantaj uh, Lever Lever Krings, băiatul ăsta <gria> Banda noastră dreaptă Adică marchează aici uh, Am atacat bine, sincer chiar am atacat bine Șutul a fost un șut Decent cât să fie gol A fost un șut ok, a fost un șut ok Pentru, pentru liga asta chiar a fost un șut, un șut ok Ne putem da înapoi pe balance ca să Nu forțăm attacking-ul ăla Atât de mult, să mai avem oameni și în apărare practic s-au cam dus minutele de prelungire și asta este o mai bun, câștigăm primul meci din campionat cu 3 la 2 în fața lui uh, Dinamo Dresden. Un meci greu sincer, chiar un meci greu, dar am debutat am debutat bine aici în campionat. Ce zis Verian, uite-l mă tata, mă pe Abdul Și nebun ce se bucură, ce se bucură Arabul. Bun. Hai că e chiar e chiar foarte ok chat. Uh, nu știu câtă posesie am avut, închem okay, of 3 4 posesie, nu mai zic nimic. 6 6 șuturi, 4 pe poartă, I au avut 8 șuturi, 5 pe poartă, ne-au cam dominat, să fiu sincer, uh, și la pasii și la tot, dar din păcate, pentru ei, 9 ne-au intrat șuturile, ca să zic așa, și am reușit să marcăm din 4 șuturi pe poartă, 3 au intrat gol, which is very nice, pentru, pentru Liga a 3 -a din, din Germania. E chiar foarte, foarte bine. Dragilor, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de care în mod cu Victoria Chiol. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, o să apăsați pe acel buton așa. Nu uitați că pe mine mă puteți găsi și pe Instagram. Aveți Instagram-ul jos acolo în descriere. Dacă vreți să intrați, să mi dați follow de asemenea. uitați de NEPASALUCA care vă oferă de la jocuri. Până la DLC-uri, aplicații și tot ce mai vreți voi la un preț chiar super, super bun. Și, desigur, aveți codul de reducere Dani pe H, dacă vreți să vă cumpărați ceva de acolo. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye bye!